Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul în limba română în această seară are ca text de bază Faptele Apostolilor, capitolul 8. Citesc de la versetul 9 la 13. Fapte 8 cu 9 la 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și în cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și, după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Amin. În seara aceasta ne vom uita la acest pasaj în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Pocăitul nepocăit. Și cred că vă dați seama despre cine este vorba. Este vorba despre Simon Magul. Ce se întâmplase? În Ierusalim a izbucnit prigoană. Apostolii primiseră poruncă de la Domnul Iisus Hristos să se ducă în toată lumea să vestească Evanghelia, începând din Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Dar încă nu s-au grăbit să facă lucrul acesta. Și iată că o prigoană îi împrăștie și dintre cei care au fugit din calea prigonirii, nu de lași, ci au fugit pentru că este natural să nu dorească nimeni ca să fie bătut, să fie schinjuit, să fie omorât. Este natural. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos a spus: când vă vor prigoni într-o cetate, ce să faceți? Să fugiți în alta, unde este libertate. Și au fugit mulți în Samaria. Dar bineînțeles că, știind harul lui Dumnezeu, mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, având zelul acela a dragostei din tâi, bucuria mântuirii în ei, n-au putut să tacă. Și au început să predice de la om la om, să vestească cuvântul Domnului. Și printre cei care s-au dus ca să predice Evanghelia a fost unul dintre diaconii care au fost aleși de biserică, este diaconul Filip, un om însoțit de puterea Domnului, de Duhul Sfânt, într-o manieră deosebită. Este printre oamenii puțini din Scriptură care au fost răpiți de Duhul Domnului și luat și dus în Samaria, în locul unde să predice pe Hristos. Lucrul pe care aș dori să-l remarcați dumneavoastră este acesta. Când Domnul Iisus Hristos a fost în Samaria cu apostolii săi și a vrut să le vorbească despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, samaritenii n-au vrut să-L primească. Au înțeles că este în drum spre Ierusalim, spre Iudeia, și a intervenit imediat ura rasială. Cum să-L ascultăm pe acesta că este iudeu? Noi suntem samariteni, populație adusă prin deportări de către Imperiul Asirian când au cucerit regatul de nord, Israelul. Și așa s-a întâmplat că pe Iisus l-au refuzat. Atunci s-au tulburat apostolii, Ioan și Iacob, și au zis: vrei să fim ca și profetul Ilie? În numele tău ne rugăm să coboare foc din cer, să iardă pe toți. Așa cum în psalm citim:
după legea lui Moise, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Haide să îi batem în numele Domnului. Dar, sigur, Domnul nu a vrut să se întâmple lucrul acesta, pentru că Domnul vedea ziua aceasta, când samaritenii își vor deschide inima pentru Evanghelie și iată că o biserică vie este acum în Samaria. Și aici, în Samaria, lucrurile stăteau așa cum stau în zilele noastre, printre noi, tot felul de oameni. Unul dintre acești oameni este Simon, supranumit Magul, pentru că se ocupa cu magie. Magia este o putere demonică, o influență demonică, o însoțire demonică și se vede că Simon colabora nu numai cu un demon, colabora cu mulți demoni pentru că făcea semne care îi uimeau pe toți. Și de aceea oamenii în ignoranța lor și în neștiința lor au mers până acolo încât au zis despre manifestări demonice că aceasta e puterea cea mare a lui Dumnezeu. Semnele îl certifică pe Iisus Hristos ca Mesia, dar semnele sunt folosite și imitate de cel rău ca să facă același lucru, să ducă pe oameni în eroare. Aduceți-vă aminte cuvântul Domnului și probabil veți înțelege acum, prin ceea ce vă voi spune, prin harul Domnului, de ce, despre Anticrist se spune și despre profetul mincinos, că va merge până acolo, va face semne nemaipomenite, încât ce va face? Va coborâ foc din cer. Ăsta este semnul suprem. Focul din cer a fost puterea prezenței lui Dumnezeu care a aprins jertfa. Cred că și la Abel când și-a adus jertfa și Domnul a privit spre jertfa lui cu mulțumire, acesta a fost semnul prin care Abel a înțeles că jertfa lui a fost primită și Cain ca lui nu a fost primită. Jertfa lui Abel a fost mistuită, jertfa lui Iacob, a lui Avram, jertfa părinților lui Samson a fost mistuită de foc, s-a coborât foc din cer la templu și la cortul întâlnirii, când prima dată s-a adus jertfă, cel ce a aprins jertfa a fost Dumnezeu. Asta este semnul suprem. A coborât foc din cer și apoi focul acesta trebuia menținut. Dacă nu puneau lemne să fie foc continuu din focul acela inițial de la Domnul, era considerat foc străin. Și s-a întâmplat în istorie. Deci, Simon Magul este un om cu influență extraordinară. Dar când Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ajunge aici, oamenii au înțeles că este o putere mai mare. Și puterea mai mare este puterea lui Dumnezeu. Așa că oamenii s-au convertit și au venit să fie botezați. Inima lui Simon Magul a fost atinsă. Eu cred că în dreptul lui s-a întâmplat fenomenul acela despre care vorbește Iisus Hristos în pilda cu sămânța, și anume spune că o parte din sămânța care a fost aruncată pe pământ în procesul semănatului a căzut pe loc stâncos. A încolțit imediat, pentru că a prins căldura soarelui și puțină umiditate, dar s-a uscat imediat după ce a ieșit din pământ, că n-avea rădăcină. Simon este un om pocăit care s-a despocăit. De aceea este un pocăit nepocăit. Și haideți să ne uităm la el din trei perspective. În primul rând, convertirea lui. Convertirea lui este un entuziasm de masă. El nu s-a convertit din convingere. El a văzut că a pierdut oameni, a pierdut adepți. Primul lucru. Al doilea lucru pe care l-a văzut, a pierdut business. Pentru că oamenii care s-au convertit cu adevărat și au fost botezați și adăugați la Biserica lui Hristos, erau adepții lui și mergeau la el și sigur plăteau ca să
intervină la puterea aceea foarte mare care îl însoțea și să fie ajutați într-un fel sau altul. Și în vremurile noastre se întâmplă același lucru. În România, mi-aduc aminte că plecam de la țară, la Cluj, cu autobuzul, la liceu de muzică, unde am studiat, și când ajungeam cu autobuzul la Berind, era o localitate, spunea Berind, și toată lumea auzeam strigând, am ajuns la Călugăru, la Vrăjitoru. Și am întrebat pe niște oameni, ce este asta că toată lumea zice, am ajuns la Călugăru? Și un domn mi-a explicat și a spus, aici la Berind este un călugăr ortodox care are puteri foarte mari. Dacă te duci la el și plătești bine, îți blastămă pe cine vrei. Și blestemul lui se prinde. Și în vremurile noastre, lucrurile stau la fel, ca în vremea lui Simon Magu. Oltenia este plină de vraci de felul acesta și de manifestări demonice de felul acesta, de nefericire, la fel în Dobrogea. Preoți care primesc bani de la oameni ca să citească afurisenii, blesteme, peste oameni, peste cei care au litigii cu alții. Simon a pierdut business și, antrenat de mulțime, a zis, mă botez și eu. Oare nu se întâmplă de multe ori și între noi, la unele botezuri de ale noastre, că tinerii se botează mai mulți și te surprinde. Cum de se botează mai mulți? Și dacă îi întreb, și i-am întrebat, pentru că păstor fiind în discuția cu ei înainte de botez, unii în naivitatea lor mi-au spus așa, păi cum să nu mă botez și eu, că toți prietenii mei se botează. Asta nu este argument să te botezi, pentru că aceasta nu este credință, nu este convingere. Ei, așa a fost convertirea lui Simon, o convertire de masă, de entuziasm de masă. A văzut că e depășit și pierde business și a zis, mă duc cu ei, că cine știe ce se întâmplă în viitor. După ce am văzut convertirea lui, să vedem crezul lui. Crezul lui este un crez fals, pentru că atunci când Petru și cu Ioan au fost trimiși de la Ierusalim, mergeți că am auzit că e mișcare mare în Samaria, vedeți ce este acolo și vă rugați cu ei. Și când au înțeles că nu cunosc învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt, numai botezul în apă, în numele Domnului Iisus Hristos, i-a învățat despre botezul cu Duhul Sfânt și, având autoritatea apostolică, și-au pus mâinile peste cei care au venit în fața lor și au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Ei, lucrul acesta l-a uimit pe Simon. L-a uimit pe Simon. Și auziți ce spune cuvântul. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Crezul lui, dacă credința i-a fost subțire și una lipsită de convingere, crezul lui a fost unul fals, exact cum era natura. De la această întâmplare, în istoria și în civilizația omenirii, frați și surori, doamnelor și domnilor, în civilizația creștină, s-a formulat un termen care se numește simonism. Simonism. Simonism însemnează să cumperi poziții și daruri spirituale pe bani. Asta înseamnă. Și asta este un termen care e folosit în toată lumea, simonism. Să cumperi poziție și influență în biserică și printre oameni, inclusiv politică, pe bani. Am să vă dau un exemplu și o să vă surprindă. În conducerea seminarului teologic pentecostal din București acum, după ce am absolvit, și
am organizat următoarea admitere la Seminarul Teologic Pentecostal. Am anunțat în țară, peste tot, și le-am explicat cum să-și trimită dosarul, cum să se pregătească, când să se prezinte cei a căror dosare vor fi acceptate și recomandări și viață spirituală și liceu terminat, să se prezinte la concursul de admitere. Și într-o dimineață, când am ajuns la birou, la office, știți dumneavoastră, cine stă departe, totdeauna îl ajunge primul. Ca la biserică, sunt cei ce stau mai departe, vin mai punctual. Eu am ajuns la 7:30, eu am fost la centrul cultului pentecostal. Pentru că așa ajungea trenul de la Ploiești și eram acolo. Nu era nimeni până pe la 9, numai eu eram singur. Și stând și citind cuvântul Domnului, gândindu-mă ce voi face în ziua de astăzi, sună soneria. Mă uit, văd un om, deschid poarta și îl poftesc să urce sus și l-am luat în birou. Și după ce a intrat în birou, m-a întrebat, dumneavoastră sunteți fratele Lazar Gog? Și am spus, da, eu sunt. Ok, la dumneavoastră am venit. Cu ce vă pot ajuta? Că de obicei veneau oameni cu probleme, cu necazuri, cu tot felul de litigii care erau în biserică și trebuia să-i asculți pe toți și să lucrezi cu toți. Și omul zice, numai puțin, deschide o geantă și scoate un fișier așa mare, 20.000 de lei. În 84-85 aceștia erau bani mulți în România, 20.000 de lei cash. Era ca și 20.000 de dolari. Și a zis, aici sunt 20.000 de lei pentru dumneavoastră. Deci, ce să fac cu ei? Am întrebat eu. De ce sunt pentru mine? Păi, am trimis dosarul fiului meu să fie primit la seminar și vreau să îmi primiți fiul la seminar și numai atâta, să-l puneți pe lista celor care se termine seminarul și să ajungă păstor. În România. Am zis, frate dragă, mă mir că Domnul în bunătatea Lui n-a trimis foc din cer, ci peste noi. Dumneata ești de neam cu Simon din Biblie, care a vrut să cumpere Duhul Sfânt cu bani? Și a zis, frate, vă trebuie banii. Zic eu, da, îmi trebuie bani, dar eu am salar și mulțumesc Domnului pentru câți am, dar nu-mi trebuie bani de felul acesta. Noi nu vindem poziții în seminar și păstori, slujbe de păstori pe bani. Și știți ce mi-a zis? Că era mai în vârstă. A zis, frate, ești un om tânăr și viața stă înainte, vei ajunge lider mare, așa, zis dânsul, dar ești un fraier, că nu primești bani. Și am zis, puteți să-i spuneți fiului dumneavoastră de acum să nu se mai prezinte la examen, că i-am anulat dosarul. S-a luat omul și a plecat, cu bani cu tot. A venit fratele Trandafir și am spus fratele Trandafir, uitați ce am pățit în dimineața aceasta până ați venit dumneavoastră. Și m-a întrebat, și ce hotărâre ai luat? Am spus, i-am anulat dosarul. Și a spus, sunt de acord, foarte bine ai făcut. Simonism. Crezul lui Simon era că se pot face aranjamente. Ai rudenii mai multe în biserică, vorbești cu ele, faci aranjamente, cumperi poziții, cumperi influență. Ai mai mulți prieteni, cumperi poziție, cumperi influență. Ești businessman, le dai de lucru, cumperi poziție, cumperi influență. Asta este pocăitul nepocăit. După ce am văzut credința, după ce am văzut crezul, se vede căderea lui. Al treilea lucru, căderea lui.
Petru i-a răspuns așa. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Și auziți apoi, pocăiește-te dar de această răutate a ta și rogă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii, dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Căderea lui este aceasta. El este încă în păcat. De aceea am spus pocăitul nepocăit. Este în păcat. Un om pocăit, un om născut din nou, acum ca să vorbesc pe limbajul teologic, un om născut din nou, un om convertit, dragii mei, este un om care nu este în păcat. Un om convertit este în Hristos. Nu în păcat, în fără de lege. Este în Hristos. Omul acesta n-a fost în Hristos. A fost în păcat. Dar cum am spus, a fost luat de val, de mulțime, de entuziasm, s-a temut că pierde business și a pierdut, și apoi când a văzut că Duhul Sfânt se capătă cu punerea mâinilor, a zis, dacă îmi dă autoritatea aceasta, iar îmi primesc banii înapoi. Că pe toți îi chem, veniți la mine, îmi pun mâinile peste voi, $500 donație. Oameni căzuți, oameni nepocăiți, oameni cu care se judecă Dumnezeu. Și uitați ce răspunde Simon. Simon a răspuns, rugați-vă voi, Domnule, pentru mine. Nici nu se știa ruga măcar. Că putea să zică, ca și vameșul acela din pilda Mântuitorului, zice, vameșul nu îndrăznea să-și ridice privirea în sus, ci știindu-se vinovat, așa după obiceiul oriental, se bătea cu pumnul pe piept și zicea ce? Dumnezeule, ai milă de mine. Atât trebuia să zică și el. Ai milă de mine. Și Dumnezeu se îndura de el. Dar, pentru că era nepocăit pocăitul nostru, n-a știut nici măcar cum să se roage. Trebuie să avem grijă cu viața noastră. Dumnezeu ne-a chemat la o mântuire minunată, glorioasă. Nu se cumpără pe bani. Nu se câștigă prin influență. Mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o este prin pocăință adevărată. Prin apropiere de Domnul și această pocăință, mă rog, să fie cu adevărat în mințile și în inimile noastre ale tuturora. Amin.